Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Îți fac o citire care să dezvăluie ce secrete vor afla cei născuți în zodia Rac, ascendent Rac, pentru acest weekend. Care sunt secretele care le află Rac, așadar în weekend? Dacă aflați vreun secret, puteți afla și voi legat de vreo nesinceritate, legat de vreo dușmănie, legat de vreo persoană care nu este sinceră. Hoția care o face cuiva, cineva, poate ține și legat de o persoană care nu e sinceră în dragoste sau nu e sinceră într-o relație, într-o afacere. Să vedem ce secret află Raci. Așadar, într-adevăr, puteți afla de serviciile care vi le face cineva sau le-a făcut cineva cuiva într-un mod mai puțin onest, afla secretul unor neplăceri al unor cupluri, al unor familii legate de o petrecere, de un eveniment și din cauza unor persoane care nu sunt, unei persoane care face niște neplăceri, niște mizerii unui cuplu de tineri căsătoriți sau e cineva care vrea poate să-și facă o căsătorie cu cineva, să aibă un avantaj într-o căsătorie, de aceea apare trădarea. Deci o să aflați de trădarea, hoția cuiva, unor persoane de condiție modestă, dar și dușmănoase, care se insinuează, să zic așa, în viețile altora, într-un mod poate pervers, sau chiar într-o relație, afla secretul unei familii care poate se destramă pentru că sunt niște neînțelegeri, da, o trădare, o dușmănie. Da, pare că veți afla secretul de ce poate nu vă înțelegeți voi cu o anumită persoană sau de ce aveți niște probleme în căsnicie, în relația de cuplu, poate chiar, sau legat de niște tineri căsătoriți. Văd aici că poate ține și de o locodnă, de niște neliniști care aflați voi aceste neplăceri. Neplăceri care țin de un eveniment, poate ține și de un eveniment care ține de o locodnă, de o nuntă, aveți niște neplăceri. Cam asta e din ce pot să spun, dragi raci, la revedere, să iubiți, să fiți iubiți!